throw your soul through every open door. Count your blessings, you found what you look for. Turn my sorrow in a treasure gold. You paid me back and kind of ripped just what you sold. Iubito. Bine v-am găsit. Te aștept ca și când. Bună seara. Spune-ne când, primul rând, cum te numești? Bună seara, mă numesc Silvia Vișinescu. Și de unde vii? Și vin din Pitești. Ce vârstă ai? Am 17 ani. Cânti de mult? Cânt de la 6 ani. Oho. Concursuri, chestii? Foarte multe, da. Aoleu. Lui Tudor este frică de concursuri. Eu am altă părere. Eu mie mi-e frică, dar le câștig. Nu, dar ai câștigat premii? Sute. Sute. Care a fost cel mai premiu pe care l-ai câștigat? La folclor, când aveam 10 ani. Ce ai cântat? Câștigat, am cântat Frunzuliță Didițel. Cum e aia? Frunzuliță Didițel, măi, hai dorule, dorule. Mamă, ce bine. Ești bătătele la Mușel, măi. Poftim? Ai, din Mușel? E din Pitești, mă. Dar asta e o piesă, ai cântat-o cu influențe din Banat, așa, nu? M-ai făcut curios, adică ce înseamnă sute de concursuri? Adică într-un an ai mers la 20 de concursuri, 30 sau cum? Nu, sunt atâtea concursuri. Sute de, deci păi dacă le câștigat... cumulezi de la muzică populară și cu muzică și ușoară, ușoară, sunt de la sute. De la instrumental, da. E o chestie ce vreau să te întreb. Cât de mult a contribuit muzica populară la formarea vocii tale? Sincer, maxim. Sunt de părere că dacă nu aș fi făcut folclor când eram mică și aș fi pornit direct cu muzica ușoară, nu mai aveam vocea atât de dezvoltată. Nu-i așa? Da, și clar. Nu ți-e mult mai ușor să faci toate inflexiunile exact, astea? Exact, da, da, da. Băi, superb. Vă mulțumesc, perfect, frumos. Mă. Mulțumesc frumos. M-ai ajutat să confirm ceva ce m-am trebuit să confirm. Băi, dar vă înțelegeți foarte bine. Da, normal. Eu cred că... Te-am întrerupt? Cred că este un avantaj enorm să particip la concursuri. Eu... N-am putut în viața mea să particip la concursuri și, în general, și acum mi-e frică să mă duc la un casting și la film și oriunde. Ideea de concurs, ideea de competiție pe mine mă blochează și mă bloca și când eram mic, pentru că îmi bloca creativitatea. Ideea că aș putea să pierd mă făcea să nu mai pot să gândesc limpede. Când cânți în concursuri, cânți foarte mult probabil în mintea ta pentru juriu și poate o faci mai puțin pentru public. Cred că ce pot aduce eu nou la tine este să descoperi din nou acea prospețime, să transmiți mult mai mult și să ieși din zona asta de confort în care tu știi cum se face. Dacă îmi dai șansa asta, îți dai și ție o șansă. Mulțumesc frumos! Și îți mulțumesc! Eu vreau să zic ceva. Eu n-aș vrea să-ți propun să te scot din zona din confort, ci mai degrabă să adaptăm ceea ce ai învățat tu la concursul ăsta și să găsim piesele care să te reprezinte cel mai bine și să te ajut să te descoperi pe tine. Și vreau să te ajut să-ți găsești eu-ul, artistul, creatorul. Concursurile chestia asta nu te învață. Eu aș putea să te învăț chestia asta. Antrenorii au găsit mult ego.
Dar asta e altă situație. Nici eu n-am trecut prin concursuri. Am avut noroc în viață cât cuprinde, iar acum vreau să întorc toată experiența mea de prezentator, de actor amator, pentru că am jucat și eu în filme, de om care intră în musical-uri, de om care a creat o orchestră care e de 20 de ani pe piața asta și n-a murit încă. Vreau neapărat să-ți dau din experiența mea. Draga mea, te invit în echipa Teo Horia. Mulțumesc, Silvia. Silvia, ai zis că ai sute de trofee, medalii și mi-aș dori ca și eu să fiu unul dintre trofeele tale pe care le iei cu tine și experiența de a fi la mine în echipă să o tratezi ca pe o medalie pe care o iei cu tine în viață. Trofeule. Și mi-aș dori să-ți împărtășesc din experiența mea de scenă, de compozitor, de producător, de sprijin de artiști, pentru că fac asta de foarte mult timp. Trofeule. Bravo, Smiley. Este, vreau să vă spun că este o decizie mai grea decât alegerea profilului meu la liceu, sincer. Mama, am auzit prin ce s-a trecut anul ăsta cu alegerea profilului la liceu. Ok, a fost oribil. Hai să revenim la concurent. Hai să revenim. De ce vorbeam de... Ceva care a preocupat-o. Când ne întoarcem. Ok, îmi cer scuze. Vocea României e importantă acum. Și Silvia. Așa că... aleg să merg mai departe cu tobele, vă rog. Bine! Teo și Horia Brânciu! Mulțumim tare!